Să aveți și niște ulei de măsline de rezervă, dacă cumva puneți prea puțin sau... Punem coniacul. Deci plină de sănătate. Vă salut! Bine ați revenit la bucătăria de acasă. O să gătim împreună astăzi cotlet de vită cu sos de cimbrișor. Avem nevoie de cotlet de vită, e un cotlet de vită foarte arătos, sare, piper, morcov, țerină, rădăcină de pătrunjel, ceapă verde tăiată rondelă, cimbrișor, frunzulițele de cimbrișor, un, dacă mai ai nevoie, și de ulei de măsline, supă de carne sau de oase de vită, coniac și vin. Asezonăm întâi carnea cu sare și piper. Punem unt la încins, de fapt la topit. Tot timpul când vreți să prăjiți ceva în unt, să aveți niște ulei de măsline de rezervă, dacă cumva puneți prea puțin sau untul începe să se ardă, pentru că are punctul de ardere foarte jos, completați cu ulei, dacă e cazul. Să sperăm că la noi nu va fi cazul. Punem carnea în tigaie. Câteva minute pe fiecare parte. Facem carnea. Acum putem să începem să punem ceapa la călit. Punem cimbrișorul. Punem coniacul. Punem o jumătate de morcov, 2-3 feliuțe de țelină și 2-3 feliuțe de rădăcină de pătrunjel. Așteptăm să se călească puțin. Punem vinul la alb. Punem
supă de carne sau de oase de vită. Punem capacul și lăsăm 20-25 de minute la foc mic. Friptura este gata, friptura de vită cu sos de cimbrișor, cu vin alb, cu coniac, cu supă de carne sau supă de oase, cu țelină, cu morcov, cu rădăcină de pătrunjel, deci plină de sănătate. Eu am mai pus între timp, avem o idee să pun și rozmarin și gustul este foarte, foarte bun ca și aroma. Dragii mei, până la următoarea rețetă pe care o să o facem împreună, vă doresc numai de bine!